Dragii mei, suntem în dimineața asta în fața cărții către Efeseni, care ei s-a făcut introducerea. Capitolul 4, de la 1 la 10, despre care astăzi o să vorbim și din care o să lăsăm ca Biblia să ne vorbească, pentru că Biblia are o voce a ei, un, un ton al ei, da? Și eu cred că astăzi ne va vorbi Dumnezeu, dar capitolul 4 e o porție din Sfânta Scriptură extraordinară, pentru că sunt acolo nestemate care noi avem nevoie de ele pentru viața de credință. Această porțiune de Scriptură vine după cele trei capitoli dinainte în care Apostolul Pavel ne-a spus toate lucrurile pe care le avem în Hristos, pentru că în El avem moștenirea, în El avem mântuirea, în El răscumpărarea, în El iertarea păcatelor, în El este totul, fără El nimic. Amin? Apoi Apostolul ne spune starea de unde ne-a scos Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu, că ne-a dat slujbele pentru echiparea trupului, și apoi ajunge la o parte destul de, de pragmatică în care vorbește că suntem chemați să ne îmbrăcăm continuu în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, și să ne dezbrăcăm de omul cel vechi care se strică. Atenție, omul cel vechi se strică. Nu contează cât de mult începi să încerci să tunezi firea pământească, să o duci la biserică. Omul cel vechi se strică. Haideți să spunem împreună, omul cel vechi. Se strică. Dar omul cel nou se înnoiește după chipul celui ce l-a făcut. Lăudați-i fie numele. Pentru că, e sincer, e aproape imposibil să surprindem toate aspectele din capitolul 4, e foarte greu. Vă spun, sincer, chiar și pentru mine și cred că și pentru ceilalți pastori care au vorbit, gândul meu pur și simplu a tot revenit la unul din versetele care mi se pare cheie în, acest, în această porțiune de test. Și aș vrea să citesc cuvântul Domnului înainte de toate acestea. 4, FSM 4, capitolul 1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat, pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelunga răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții în dragoste. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați vă chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor care este mai presus de noi toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea a zis, a suit sus, a luat robia, roabă și a dat daruri oamenilor și acest s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se coboruse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru ziderea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Mă opresc aici, eu am primele 10 versete, spuneam că această porțiune de text este foarte importantă, este o cărămidă importantă în tot ceea ce Pavel explică în Efesen, dar aici vedem partea practică și versetul la care tot mi-a venit mintea și tot mi-a venit Duhul, este acest verset 4 care vreau să-l citim împreună. Versetul 4. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură a chemării voastre. Eu în dimineața asta vreau să vorbesc despre nădejde. Cum stai cu nădejdea? În lumea asta care o avem, vedeți că se frământă neamurile, avem două războaie, avem un spațiu Schengen suspendat, avem crize economice care se anunță e criză de petrol din nou, sunt multe voci ale fricii și ale panicii care bat la ușa inimitale și la ușa minții tale cu argumente logice. Vreau să te întreb, cum stai cu nădejdea? Ești tu vrednic de chemarea la care ai fost chemat? Te porți într-un chip vrednic sau pur și simplu te lași dus de val, te lași dus de vibe, cum spun tinerii astăzi? E un cuvânt mai nou, vibe. Te-ai lăsat dus de vibe, de val, da? Te dași dus așa cum se duce toată lumea asta în, această, în acest ton al nepăsării și al descurajării colective. Te uiți la tinerii din ziua de azi, sunt triști te uiți la cei mai în vârstă sunt triști, te uiți la familii sunt triști, nimeni nu știe ce va fi. Dar Biblia spune că noi aici avem o nădejde, am fost chemați la o singură nădejde a chemării noastre. Întrebarea este, ne mai purtăm noi într-un chip vrenic de această nădejde? Mai trăim noi cu această nădejde sau ne-am lăsat total copleșiți de circumstanțele în care trăim? E aproape greu să mai găsești oameni ai din lumea asta. Dar știți, ce? ei încă există, pentru că au un Hristos puternic și au un Dumnezeu al nădejdei. Amin? Dacă ne uităm la Sfintele Scripturi, mă uitam la viața apostolilor și începeam să citesc prin, vechi, prin uh, nou testament, în faptele apostolilor în speță, dar și în Evanghelii, am văzut că apostolii au fost oameni care au avut slăbiciuni ca și noi, oameni care au avut provocări ca și noi, oameni mici, câteodată bătuți, câteodată schingiuiți, câteodată fără bani, fără resurse, au suferit foamete, au suferit bătăi, au suferit biciuiri, au suferit unii răstigniri, pe Bartolomeu l-au tăiat în două cu ferestrăul și oamenii ăștia au avut ceva totuși ce împărații romani nu le-au putut fura. Și aia a fost nădejdea chemării lui Isus Hristos. Ei au avut o nădejde dintr-o altă lume pe care acești romani, acești împărați n-au putut să le fure, n-au putut să o distrugă. Am auzit când eram în școală una din poveștile cele mai frumoase care le-am auzit eu despre un martir creștin să spune că Nero i-ar fi propus să renunțe la Isus Hristos și îi va da viața. Și împăratul special le-a zis, pe tine dintre toți, ție o să-ți dau slavă, o să-ți dau, slav, o să -ți dau har dacă renunți la acest Hristos al tău. Și el a zis, împărate, nu pot să renunț, pentru că dragostea mea pentru Hristos este scrisă pe inima mea. Nădejdea mea pentru ce este scris în lăuntrul meu și ca să îmi fure această nădejde, trebuie să mă bagi mâna în mine și să-mi scoți inima. Și împăratul a zis, bine, îți voi face după cuvintele tale. Au dat drumul la lei și l-au mâncat pe acest creștin care a fost martir. Și se spune, așa spun poveștile sau cronicile, spune că tot ce a rămas din el a fost inima. Și când a luat inima să se uite pe ea, scria Iisus. Vezi tu ce nădejde mare avea omul ăsta. Îmi place și vreau să cred că în inima ta scrie la fel, Iisus este nădejdea mea. Chiar dacă bat valurile, chiar dacă bat la ușă nenorocirile, Biblia spune, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chim n-am să te părăsesc. Dragul meu, cum stai cu nădejdea? Pentru că astăzi vreau să vorbesc despre nădejde, pentru că m-a provocat acest cuvânt al lui Pavel. Ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Iată că un copil al lui Dumnezeu nu-i chemat să trăiască în teroare. Un copil al lui Dumnezeu nu-i chemat să trăiască în frică. Un copil al lui Dumnezeu nu-i chemat să trăiască în stres, nu-i chemat să trăiască în panică, legat în duhurile astea ale răutății, ci el este chemat să trăiască cu. Care-i cuvântul cheie de astăzi? Hai să-l spunem împreună și tare. Nădejde. Ce spune Scriptura despre această nădejde? 1 Petru 1 de la 3 la 5. 1 Petru 1 de la 3 la 5. În primul rând avem o nădejde vie. Dragilor, noi nu avem o nădejde moartă. Noi avem o nădejde vie, avem o nădejde activă, avem o nădejde care lucrează în noi. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morți la o nădejde mai tare, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Iată, dragul meu, iată, dragă soră și frate, că noi avem o nădejde vie. Nădejdea mea nu moare cu următoarea dată când nu intră bani în cont. Nădejdea mea nu moare cu următoarea dată când am răcit. Nădejdea mea nu moare că guvernul pică și nu avem guvern. Nădejdea mea este vie și mă ține în fiecare zi. E o nădejde vie care Dumnezeu ți-a dat-o și pentru că ea este vie și tu ești viu, nu mort. Vezi tu, e o nădejde activă, e o nădejde vie, o nădejde care trăiește, e o nădejde care te ține, este o ancoră de dincolo de pământ, din lumea care va veni, din lumea Domnului nostru Isus Hristos. De aceea apostole au putut să se uite în fața împăraților și au zis, împărate, mi-aduc aminte de Policarp, ucenicul lui Ioan, cel care a scris Apocalipsa, știți că a fost ars pe rug, Policarp. Și a spus împăratul, măi, renunță la Hristos, atâta trebuie să faci, că oricum nu te ceartă nimeni, nu te vede nimeni, doar z, nu cred în El. Și a zis, împărate, nu pot. Și cum pot să renunț la cel care mi-a fost stăpân, domn și păstor atâția ani? El a avut grijă de mine și va avea grijă de mine și în acest ceas de încercare. Și atunci a dat împăratul ordin să-l ardă și nu ardea. Să te în rug și nu lua foc. Și unul din soldați a luat sulița și a băgat-o prin el de nervi. Dar vezi tu, Policar, ca și Ioan, ca și Pavel, ca și Petru, el a stat acolo până în ultima clipă cu acea nădejde vie. Nădejdea lui n-a fost moartă în fața morții. Nădejdea lui a fost vie în fața morții. Cum este, dragul meu, nădejdea ta? Pentru că noi am fost născuți în nou și chemați la o nădejde vie. E cea mai tare asigurare. Dă-mi voie să spun că e mai tare decât casco. E mai tare decât asigurarea de viață. Dragul meu, avem un Dumnezeu care nu numai că ne poate purta de grijă aici pe pământ, dar ne poate duce în ceruri și ne dă asigurare pe eternitate. Lăuda să fie Domnul, spune-i vecinului, am o nădejde de vie. spune la domnișoara de lângă tine. Am o nădejde de vie. Dragul meu, apoi această nădejde nu numai că e vie, dar este o nădejde care ne dă asigurare totală, casco total, ea nu înșală. Roman 5, de la 5 la 11. Însă această nădejde, Roman 5, de la 5 la 11. Însă această nădejde, nu, citim împreună, nu, înșeală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, slăvit să fie numele. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Wow, ce tare! Este o de care nu înșeală. Dumnezeu nu e un Dumnezeu înșelător, nu e un Dumnezeu care să facă promisiuni pe care nu le poate ține. El este un Dumnezeu care ce spune, face și ce poruncește, ea fi insă. E un Dumnezeu care ține cuvântul. Dragul meu, sunt 16 prorocii în Biblie, în speță, în Vechiul Testament, despre poporul lui Israel. 13 s-au împlinit la virgulă. Mai sunt 3. Ce -ți spune Sie despre un Dumnezeu care a prorocit cu mii de ani, cu sute de ani înainte despre un popor, le-a prorocit nașterea lor, le-a prorocit captivitatea lor, pentru 400 de ani le-a prorocit învenirea lor în țară, le-a prorocit căderea în păcat, le-a prorocit venirea lui Mesia. Ce -ți spune ție -ți când 13 din 16 se împlinesc, cât înseamnă? Că nu știu matematică. 13 din 16, cineva să 80 și... 8... ceva acolo. Păi dacă s-au împlinit, 85%. Este singura carte care ce prorocește, ce a spus Dumnezeu s-a împlinit. El este un Dumnezeu care nu înșeală și acest Dumnezeu ți-a dat o nădejde vie care nu înșeală. Nu e o promisiune a unui om, ci e promisiunea unui Dumnezeu care nu poate să mintă. Dragul meu, ești pe mâini bune, ești pe mâinile împăratului, ești pe mâinile Domnului Isus Hristos, ești pe mâinile Dumnezeului care a făcut cerul și pământul. El nu minte, această nădejde este vie, este vie, este vie. Spune aici Scriptura în continuare, deci, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți, neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de... Mânia Dragul meu, Dumnezeu a făcut totul pentru tine și pentru mine când eu eram vrăjmașul Lui. Cu atât mai mult acum când m-am fiat, când te-am fiat și te-a pus la masă, cu atât mai mult, zice Scriptura, ne va da toate lucrurile în acest Iisus Hristos care este stăpânul stăpânilor și domnul domnilor. Avem o de vie și avem o nădejde care nu înșeală. Dar mai este ceva frumos la această nădejde de care Apostolul vorbește, chemarea nădejdii. Este o nădejde care se întoarce. Dragul meu, o nădejdea nu este doar un concept filozofic. Nădejdea nu este doar un sentiment care l-ai tu din când în când, azi mâine, parcă am nădejde, mâine nu o simt, azi o simt, trebuie să decid să am nădejde, dragul meu, nădejdea aceasta este o persoană în Tit 2 de la 11 la 14, Tit 2 de la 11 la 14, căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și citim împreună și trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie împreună, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Lăudați să fie Domnul! Dragul meu, această nădejde vine! Domnul Hristos nu numai că ne-a dat o nădejde vie, o promisiune care nu înșeală, suntem în așteptare, dar ea este în persoana lui Iisus Hristos. El este nădejdea mea. Știi de asta sunt încurajat? Pentru că pe Hristos oamenii nu l-au putut face să-L să șteargă din istorie, Încearcă, au încercat romanii să-L șteargă, au încercat imperiile, au încercat britanici, au încercat comuniștii, nu l-a putut șterge nimeni. Această nădejde vie rămâne. Moartea nu l-a putut birui, el a birui, moartea l-a să-i fie numele. De aceea sunt plin de nădejde, spune Scriptura, sunt plin de nădejde, iată ce mă face să mai trag nădejde, căci îndurările și n-au ajuns la capăt, am nădejde. Nu numai că am o de vie și nu mă înșeală, dar nădejdea mea e pe drum. Și știi ce? Când văd toate, îmi spunea cineva, zis Stănică, ai o vreo prorocie, ai primit vreo prorocie despre sfârșitul, ce zic prorocii, ce se aude pe YouTube? Mă, omule, liniștește-te. Atât ați spun, când se mișcă lucrurile în Israel, ăla e ceasul lui Dumnezeu. Trebuie să ne pregătim, spune Scriptura, uitați-vă la măslin, când înflorește măslinul, ridicați-vă ochii spre cer. Cu alte cuvinte, în ultimile pregătiri înaintea venirii leului din tribul lui Iuda. Și de data asta vine ca leu. De data asta vine ca judecător și va judeca lumea, dar pentru cei care au crezut în el vine ca nădejde, fericita noastră nădejde. Vreau să te întreb, este Hristos cea mai mare fericirea ta? Îți pierzi fericirea atunci când se strică mobila de bucătărie? Îți pierzi fericirea atunci când îți atingi mașina și plângi trei zile că s-a accidentat spoilerul? Îți pierzi fericirea atunci când ai cu telefonul pe jos să-l spargi. Dacă fericirea ta ți-o pierzi pentru asta, fericirea ta nu e în Hristos. Îți pierzi fericirea atunci când ți este atinsă sănătatea? Îți pierzi fericirea atunci când ai pierdut din bani? Îți pierzi fericirea atunci când pierzi proprietăți? Moșe la frații, mi-am pierdut fericirea. Dragul meu, eu am o fericire care vie, care nu înșeală și care vine lăuda să fie Domnul. Fericita noastră nădejde. Haideți să mai spunem împreună. Așteptând și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, lauda să-i fie numele. Nu numai că Domnul Hristos se nădejdea, dar Biblia spune și de Dumnezeu Tatăl că El este nădejde. Îmi place ce spune aici în 2 în doi. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos, și Dumnezeu, Tatăl nostru care ne-a iubit, 2 de salunci, 2 cu 16 și 17, ne-a dat prin harul său o mângâiere veșnică și o bună, nădejde. Iată că Dumnezeu nu dă șerpi când ceri o pâine. Nu dă vipere când ceri un colac. Dumnezeu un Dumnezeu bun. Orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor. Vezi Dumnezeu ne dă o nădejde bună. E o nădejde de care te poți ține. E o ancoră în care poți să spui încrederea pentru că știi că e vie și știi că nu înșeală. Mai spune Scriptura și îmi place în Roman 15 cu 13 și aș vrea să-l citim împreună. Roman 15 cu 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți stari în nădejde. Vezi, el e Dumnezeul nădejdii, Nu e Dumnezeul Terorii. Ce seamănă acum, ce au semnat pe 7 octombrie oamenii ăștia cu banderole la cap în Israel, au fost teroare. Ei cred într-un Dumnezeu al Terorii. Noi nu credem în așa ceva. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al nădejdii. Și chiar dacă nu ești în Israel și sub gloanțe ca în Ucraina sau în Tel Aviv sau în Israel sau în Gaza, dragul meu, câteodată teroarea bate la ușă și vine în casa ta, vine în inima ta, aduți aminte că ai un Dumnezeu al mângâierii, un Dumnezeu al nădejdii. Amin? Du-te la Ava, tată, și strigă, tată, atinge-mă din nou. Când vezi că îți cade volumul la nădejde, îți cade volumul bateriei la credință, du-te și strigă, Ava, Ava! Nu știu, dar cineva îmi spunea, Zilele trecute te-am tot auzit că zici tăticule, vezi că nu e biblic, că noi îi spunem tatăl nostru. Dragul meu, Ava înseamnă tăticule. Ava, tati, tăticule. E tatăl nostru, dar eu când mă rog lui pot să zic tăticule pentru că e tăticul meu. El e cel care m-a adoptat când tatăl meu pământesc m-a respins. El e cel care m-a născut, El e cel care m-a chemat la har, El e cel care mă cheamă la tronul harului, am un Dumnezeu al nădejdii, aleluia! Eu n-am un Dumnezeu al terorii, n-am un Dumnezeu al fricii. Biblia spune despre frică că este un Duh care nu vine de la Dumnezeu. Atunci, de la cine vine frica dacă este un Duh și nu este de la Dumnezeu? Căci Dumnezeu nu v-a dat un Duh de frică. Dragul meu, când stai băgat în colț, în închisoarea fricii, aduți aminte că la noi Dumnezeu. Frica de Domnul e cu totul altceva. Nu vorbim aici de frică de Domnul, vorbim de teroarea aia care îți spune că nu meriți, de vina aia care îți spune că tu nu ești mântuit, că păcatele tale n-au fost iertate. Toate sunt iertate dacă tu ți le-ai mărturisit în numele Lui Isus Hristos. Avem un Dumnezeu al nădejdii. Dar nu numai că Dumnezeu Tatăl și Fiul ne dă nădejde. Biblia spune că și Scripturile ne dau nădejde. Îți vine să crezi? Nu știu de câte ore am fost descurajat. Și m-am dus la Biblie cu capul plecat și am început să citesc. Și parcă cu fiecare verset pe care îl citeam, mai mult, mai mult mă ridicam, mai mult, mai mult. Până m-am înnoit din nou după chipul celui ce l-a făcut. Aș vrea să citesc acest pasaj care mi se pare extraordinar. Stăteam cu Adina și vorbeam și zic, uite ce frumos spune Scriptura, Roman 15 de la 4 la 6. Și tot ce a fost scris, Roman 15, 4 la 6. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdare și prin mângâierea pe care citim, o dau scripturile. Dragii mei, când sunteți descurajați, mergeți la scriptură sau mergeți la Sfântul TikTok și Sfântul Facebook? Așa zis Sfânt. Hai să mai intru puțin pe internet să mă, să mă relaxez. Crezi că te relaxez? Și toată știința spune că internetul media nu te relaxează, ci îți activează în tine toți centrii nervoși care să aruncă dopamina la, la cote imense și ești din ce în ce mai stresat. Singurul lucru care îți poate da pacea, mângherea și nădejdea sunt scripturile. Wow! Mi-aduc aminte în primele mele luni când veneam la biserică, mă tot spunea un păstor că dacă nu citești Biblia, știi cine mă ia? Și eu tot mă gândeam, ce are asta cu ce mă în Biblia asta de așa de important, mă? Și așa, într-o decizie, am luat să citesc scripturile și știți ce, mi-au dat mai multă nădejde decât mi-a dat orice om vreodată pe pământul ăsta. Scriptura, dragul meu, îmi dă nădejde. Când citesc Biblia și văd istoria de la un fir la altul, și când văd că Dumnezeul meu e Dumnezeul istoriei, și când văd că Dumnezeul meu a făcut prorocii pe sute, pe mii de ani, când văd că i-a dat lui Avram un desfășurător pe 400 de ani înainte, când văd pe Dumnezeul meu stăpânul istoriei, stăpânul Universului, prin nădejde, și zic aleluia, am un tată care conduce Universul ăsta. nu are de ce să se temă inima mea, inima mea. Strigă lăudat să fie Domnul. Nu mă tem pentru că scripturile îmi dau nădejde. Zice, scripturile pe care, pe care, o dau scripturile, să avem nădejde, mângâierea pe care o dau scripturile, să avem. Nu știu dacă observați ce scrie acolo, să avem, citim Biblia cu atenție. Dumnezeu nu te pune să citești scriptura, ca după ce o citești, să uiți ce ai citit în ea. Ci să ai ce? În primul lucru, nădejde. Dragul meu, crezi că lumea asta are nevoie de nădejde? Credeți că tinerii din ziua de azi, voi știți, Că numai în România statistici le spun că peste 60% din tineri sunt pe pastile de depresie. Dar voi știți, în Germania, voi știți, în Austria, am fost în Austria la o conferință și mi-a spus unul din tineri, zice, să în momentul ăsta, 58% din austrieci sunt și au sunt într-un fel sau altul, din cauza stresului, din cauza că sunt în stres, sunt în depresie, sunt în teroare. Nemții la fel. Trăim din medicamente, exact așa mi-a spus. Știi de ce trăim din medicamente? Pentru că am uitat să mai trăim din scripturi. Am uitat să mai trăim din nădejde. Vreau să te provoc să te întorci la Dumnezeul nădejdii, la nădejdea vie, la nădejdea care nu înșeală. Dar mai este ceva frumos despre nădejde, dragii mei, și vreau să, să citesc. Noi purtăm această nădejde noi înșine și suntem moștenitori, spune Scriptura. Crezi că ești moștenitor? Biblia spune, dacă ești fiu, ești și moștenitor. Cu alte cuvinte, îmi spunea cineva, te rogi, te rogi, așa zice că am înțeles că te rogi pentru ca să zic, da, mă rog, dar am deja un an ceruri. Dar vreau să mă rog Domnului să-mi dea și pe pământ, dacă vrea, dacă e în bunătatea Lui. Dar avem deja o nădejde, avem deja un loc pregătit. Tu știi că Dumnezeul nădejde s-a pregătit deja un loc în ceruri? Măi, știi ce îmi place cel mai mult? Am stat mult în chirie, vreo 22 de ani, că în cer nu o să plătesc chirie. Pentru că Dumnezeul nădejdei are pe toate sub cheia Lui. Amin? Lăudat să fie Domnul. Știi ce îmi place? Îmi place că suntem oștintori și în Coloseniul nu cu 27 spune așa cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, care este bogăția slavei acestea între neamuri și anume, Hristos în voi, nădejdea, unde e nădejdea slavei care va veni? Unde trăiește Hristos? În noi, în mine și în tine, prin Duhul lui cel Sfânt, amin? Iată că nu avem doar o nădejde vie care nu înșeală, care vine Dumnezeul nădejde, Dumnezeul mângâierii, Scripturile ne dau mângâierii, dar această nădejde este la purtător, e la tine, de asta, în loc să vii ca un castravete la biserică, de la murat, cum făcea bunica mea, vino, dragul meu, cu nădejde, vino să încurajezi, vino să ridici, nu mai veni, te pui acolo în scaun, crede-mă, nu beneficiezi de harul lui Dumnezeu dacă faci asta. Lasă de asta să te miște când simți. Îmi zicea cine, am simțit să mă duc, dar parcă m-o ținut ceva. Ce te-o ținut? ce te-o ținut pe scaun? E mai greu cu băncile, dragul meu. Nădejdea te mișcă. Dacă e Hristos în tine, Hristos era un om al acții unii. Când citim de Domnul Iisus Hristos, tot timpul mergea. Mergea prin sate, mergea prin cătune, făcea bine, dezlega pe cei apăsați, vindeca pe cei bolnavi, elibera pe cei care erau posedați și mergea și să ruga, avea și partea cealaltă, da, cu tatăl în care se ruga, dar iarăși și de acolo și iar în comunitate. Știi unde putem să dăm de aceasta la alții? Dacă o ai în tine, o să o dai. Știi unde? În comunitate. Noi nu suntem chemați să ne izolăm ca și călugări într-un vârf de munte. Hristos în noi, nădejdea slavei. Păi dacă nădejdea este în tine și în mine și lumea asta are nevoie de nădejde, unde trebuie să fim noi? Printre oameni. Domnul să vă binecuvânteze. Dar mai îmi place un, un verset în Tit 3, de la 5 la 7. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca, odată socotiți o neprihăniți prin Harul Lui, să ne facem în moștenitori ai vieții veșnice. Îmi spunea cineva, măi, cred că după ce mor să iau și eu, -o, o să am și o viață veșnică, pentru că și eu cred în Domnul Hristos. Dragul meu, ascultă-mă, Viața veșnică a început în momentul în care ai dat mâna cu Hristos, l-ai făcut stăpânul vieții tale, l-ai primit pe Domnul Slavei, ai primit Duhul Sfânt, atunci a început viața veșnică. Viața veșnică nu începe la mormânt. Viața veșnică, ești făcut moștenitor al vieții veșnice din momentul în care crezi și intri în parteneriat cu Domnul Iisus Hristos. Și Pavel spune, mă lupt să apuc această viață. Lui Timotei spune, apucă viața. Apucă viața aceasta veșnică. O, dragul meu, ești moștenitor al acestei nădejde. Îți spun ceva, o nădejde, nu se cumpără de la mol. Nu se cumpără de pe internet. Dumnezeul nădejdei este unul singur, se numește Iisus Hristos Domnul. Amin? Du-te la El, n-ai nădejde. Ți s-a dus bateria. Ava, Ava, am aici un scurt circuit, o scurge. Umple-mă din nou. Nu sta cu butelia goală, nu sta cu rezervorul gol. Vreau să te întreb ceva simplu. Când mașina ta ți arată bite tanken, tanken, umplă rezervorul. Ce faci? Faci ca să trancă pe autostradă în Austria, lasă iubirea mea, mergem prin credință. Și era să rămân pe acolo. Slăvit să fie Domnul Harului, că într-un final, deja când făceam așa cu mașina, am ajuns la o benzinărie și acolo s-a oprit. Dragul meu, când ai semnalul pe bord, te rog, te rog, o infuzie de nădejde, nu te duci și îți mai fă o cafea și îți mai pui în parcul lapte, îl bei și, și lasă că bine a fi. Strigă repede, Ava, Tată, Dumnezeul nădejdii, umple-mă Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată nădejdea, Dumnezeul mângâierii să vă umple de toată nădejdea. Ok, ce este de făcut? Ce avem noi de făcut? Sunt câteva lucruri pe care Biblia ni le spune că noi le avem de făcut în contextul acesta al nădejdii. Pentru că suntem chemați la această nădejde vie suntem chemați să ne purtăm într-un chip vrenic și când Pavel se referă acolo că să te porți într-un chip vrenic, el se referă că trebuie să fii un om al nădejdei. O omule, îți spun ceva, știi ce mi-a plăcut mie când am venit la biserică? Deci când am venit în biserică, prima zi din viața mea, mă aduc și acum aminte, eram după o noapte de scandaluri, de probleme, înțelegeți, un om din lume, da? Și m-a dus fratele meu la biserică și intru și era acolo să era cu unul de dat din chitară. Aaaa, 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 și țăpa și urla și una cu tamburina. Și acum mi-a dus cu părul, creț, așa și făcea și m-am speriat. Dar am zis, Doamne Iisuse, mă, cine m-a dus la ăștia, ăștia mai nebun ca mine? Asta a fost prima reacție. Frate meu a insistat și atunci am zis, mă, hai să stau. Deodată, când au schimbat ăștia cântecul și au început să roage, am simțit o prezență. Mă uitam la ei cum se rugau așa cu o bucurie și cu nădejde, zicei că li s-au dat bani, li s-au împărțit ajutoare. Și chiar l-am întrebat pe frate, mă auzi mă, li s-au dat la ăștia ajutoare, că sunt prea bucuroși, mă. Zice, nu, 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 ăștia nu sunt cu astea, ăștia se bucură că l-au pe Isus. Vorbeau cu Isus, ca și cum Iisus era acolo. Mă uitam în stânga dreapta, eu venind de la biserică ortodox, în stânga dreapta, ați văd, sfinți sau pe acolo, nu, Mă, unde e Iisus? Cum vorbe? Ce au ăștia? Și am luat-o pe o soră pe acolo, în, în, spate și ne-a zis, mamă, ce se întâmplă aici? Și ea exact asta mi-a spus, cântăm că avem nădejde de vie. Maranata, vină Doamne Iisuse, am aflat eu mai târziu ce însemna Maranata, n-am fost de acord. M-am gândit, stai un pic, să nu vină Domnul, să mă însor și eu, să fac și eu. Să nu vină Domnul prea curând, dar acum pot să zic exact ca ea, Maranata, vină Doamne Iisuse. Pentru că înțeleg că fără Hristos, Viața mea e o viață searbădă, e o viață goală, e o viață fără nădejde. Și știi ce? Dumnezeu nu ne-a promis că nu o să trecem prin greutăți, prin bol, prin stresuri, prin prigoniri. Apostolii au trecut. Dar ce ne-a promis e că va fi cu noi nădejdea, nu ne va părăsi. Amin? De asta, dragul meu, vreau să te încurajez să nu uiți că ești moștenitor al vieții veșnice, prin credință în Isus. Totuși ce avem de făcut? Îmi place de Apostolul Petru. E foarte direct 1 Petru 1 cu 13. Ia uita ce spune Apostolul Pentru. Ce avem noi de făcut? Vreau să citim împreună, de acum suntem la partea de ce avem de făcut, aș vrea să citim împreună. De aceea, deci de aceea, adică tot ce am vorbit până acum are o concluzie. Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Iată că este un har care îl experimentăm acum, dar este un har care va fi adus atunci de Domnul Hristos, pentru că Biblia spune în Ioan, vom fi ca El când îl vom vedea. Noi trăim în deja și nu încă. Înțelegeți? În deja și nu încă. Noi suntem sfinți, dar încă ne ducem sfințenia până la capăt. Avem totul în Hristos, dar încă avem minusuri și pusuri în viața noastră. Încă cădem, încă noi ne ridicăm, încă de multe ori dăm pe lângă. Dragul meu, dar este un har care va veni cu el o slavă o slavă mare de tot. Pavel zicea, dacă aș putea să ajung la învierea din morți, era entuziasmat pe el, nu, nu, nu era frică de Nero. Nu era frică de Imperiul Roman, pentru el lucrurile astea, că între mine și lumea e crucea Domnului Hristos. Lumea e răstignită față de mine și eu față de lume. Dar ce spune Petru aici? În și vă coapsele minții cu alte cuvinte, dragii mei, fiți atenți la mintea voastră, ce lăsați să intre în mintea voastră în fiecare zi. Martin Luther spunea că nu poți opri ciorile să zboare pe la capul tău, dar le poți opri să nu-și facă cuib în capul tău. De cele mai multe ori ciorile simbolizează pe cel loc, clar, gândurile celor rău. Dragul meu, când vin gândurile celor rău, nu le lăsa să aterizeze pe aeroportul minții tale. Pune scoiful nădejde și împotrivește-te numele lui Isus. Orice gând, spune Scriptura, îl facem, cu alte cuvinte, îl arestăm. Stai! Mi-aduc aminte că în armată am fost gardă, nouă luni jumate am făcut gardă. Și știți cum erau cei care făceau gardă în armată? Aveau un, un cod acolo, stai cine? Stai că trag! Și după aia, dacă spuneam stai cine, stai că trag, de trei ori dacă nu s-o aveam responsabilitatea și obligația să deschid focul. Slavă Domnului că nu s-a ajuns acolo niciodată. Dar dragii mei, noi ca și creștini, tot ce vine și tot ce zboară să mănâncă. Lăsăm în mintea noastră tot felul de gânduri care ne corup și îmi spunea cineva, îmi aduc aminte când Adina lucra cu tinerii, veneau tinerii la Adina și spunea, sora Adina, uite, suntem în depresie, ni-i frică, trăim în stres și Adina la ce filme vă uitați? La filme de groază. Pe mă copii, voi plantați în tuneri în mintea voastră și vreți mâine să aveți lumină? Ce seamănă omul? Aia culege! Păi n-ai cum să semeni întuneric în mintea ta, n-ai cum să stai toată ziua pe știr și să vezi toate știrile astea care de cel mai multe ori 80% din ele sunt mincinoase, le accepti în mintea ta toate gândurile alea celui rău, în loc să te încarci cu nădejdea Harului care va fi arătat la venirea Domnului Hristos. Cu alte cuvinte spunea doctor Martin Lloyd-Jones, unul din predicatorii secolului XIX, creștinul nu știe ce se va întâmpla în inmediata... imediată, proximitatea lui, dar știe deja finalul. El prin Hristos va fi mai mult decât biruitor. Bă, dar cum se va întâmpla? Mă, nu știu cum se va întâmpla. Bă, dar cum o fi? Oare cum, cum, o fi când o să mori? Bă, nu mă interesează. Ce știu e că sunt mai mult decât biruitor prin acela care m-a iubit. Amin? Bă, dar cum o fi până atunci? Oare o să fii torturat? O să fii martir? Bă, nici asta nu știu și sincer nu mă interesează. Dacă va fi să fiu Dumnezeu, îmi va da un har special. Nu-i treaba mea, nu o să mă țin eu prin puterea mea. L Aveam pe unul la biserică care tot timpul se ducea în pădure, să antrena, antrenat, mânca numai din conserve. Ce faci, mă? Mă antrenez să fiu martir. Băi, omule, Ioan n-a fost martir prin puterile lui. A fost martir prin harul care i-a fost dat. Dragul meu, întărește-te, încingeți mintea în... și puneți toată nădejdea, puneți toată nădejdea, nu în viața de acum, dragii mei, Facem prea multe planuri pentru pământul ăsta și prea puține planuri pentru cer. Adunăm prea multe comori pe pământul ăsta și prea puține pentru cer. Domnul Hristos spune, făceți-vă comori în, în cer. Păi omule, câți ani ai? 45? Îți spun ceva, ești în întârziere ca și mine. Dacă n-ai strâns comori în cer până acum, suntem cam în întârziere. Hai să strângem comori în cer, dragii mei, hai să ne punem nădejdea în harul care va veni, nădejdea în viața viitoare. Îmi place o poveste a al lui Alexandru cel Mare, el a fost unul din cei mai mari generali și conducători al lumii, cei mai mari războinici care a cucerit lumea la vremea lui când nimeni nu se putea. Și la un moment dat am, citit, am citit o poveste despre el că încercând să-i convingă pe generalii lui să vină cu el în această campanie, în această lume, această himeră care ea nu vedeau. Pentru că nu aveau hărți, satelit atunci pe vremea aia. Nici nu știau dacă există. Persia, India. Se spune că a început să le împartă averea și le-a împărțit averea. Și la un moment dat unul din generalii lui zice, Alexandre, dar tu cu ce rămâi? Și el a răspuns, zice, eu rămân cu nădejdea cuceririi unei lumi noi. Bogățiile luați-le voi. Dragul meu, mi-a plăcut principiul ăsta. El se uita la lumea care urma să o cucerească. Lumea care eu vreau să o cuceresc nu e pământul. Lumea care vreau să o cerul împreună cu Domnul meu Isus Hristos. Amin? De asta încingete, încingete, încingete și puneți nădejdea, puneți ochii pe Hristos. Îmi place ce spune aici Efesem 4, 22 cu 24, dacă aș putea să citesc. Zice, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă îmbrăcați în omul cel nou. Ce vă, ce vă, simbol, ce vă transmite, pardon, vouă acest limbaj? E o dezbrăcare și o îmbrăcare continuă. Exact cum te speli pe dinți, dacă te mai speli pe dinți, exact cum îți faci duș, dacă îți faci duș, e ceva ce faci continuu, mă dezbrac, când vezi inițiativa omului vechi în tine, îl dezbraci repede, îl duci la cruce, te îmbraci în omul ce nou făcut după chipul celui care l-a făcut. Și ia uita ce spune, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Dragul meu, toate lucrurile astea, uneltele astea omene sunt bune. Toate școlile astea, unele din ele sunt bune. E bună și teologia, e bună și filozofia, e bună și școlile astea de dezvoltare personală. Dar, dragul meu, neprihănirea și sfințenia ți-o dă adevărul. Nu ți-o dă altcineva. Dacă tu nu stai în adevăr, adevărul te spală, adevărul te ține. Biblia spune în altă parte, de aceasta vă noiește în fiecare zi. Vă înnoiește pentru că tu când te faci update, imediat te înnoiești. Doamne Iisuse, când te trezești dimineața, îți mulțumesc că bunătățile tale s-au înnoit în fiecare dimineață. Și eu am o nădejde vie, te aștept, fericita mea nădejde să vii înapoi. Și ce se întâmplă cu tine? Altfel pleci în zi. Să uită oamenii la tine și zic, bă, cu și la pastilele. Dar tu ți-ai luat deja doza de scriptură. Pentru că scripturile îți dau nădejde. Primul lucru, dragul meu, care trebuie să-l faci, este să te dezbraci de lume și să spui ochii pe cer. Puneți ochii la nădejdea care va veni. Amin? Primul lucru. Într-una, dezbracă-te de omul cel vechi. Care se strică. Omul cel vechi, oricum se zică, crede-mă. Omul cel vechi îl poți aduce la biserică. Oricum se va strica, e corupt de -aia Biblia, Dumnezeu nu s-a ocupat de omul cel vechi în sensul hai să-l tunăm pe omul cel vechi, cum iau ăștia mașini vechi și încearcă să le șlefuiască, să le pentuiască, să le, cum zic americanii, să le vopsească, să le facă frumos. Nu! Dumnezeu ne-a născut din nou să fim un om nou, după chipul celui care l-a făcut. Degeaba duci omul vechi pe Adamul vechi la biserică, îl ții în frigider. Mărul, dacă e stricat și a început să se strige, oricum se va stricat. Ce faci tu prin biserică, că la duci două, trei săptămâni la biserică, pe omul cel vechi, știi ce faci? Îi mai încetinești un pic stricăciunea, dar el se va strica. De asta soluția e să trecem la omul cel nou. Slăvi să fie Domnul! Dragii mei, dezbracă-te de lume, puneți ochii pe cer în nădejdea care vine. Doi, bucură în nădejde. Oare cum o fi să te bucuri în nădejde? Eu zilele trecute, vă spun sincer, aveam un eveniment care mă încerca să mă întristeze și la un moment dat mi-am adus aminte, bucurați-vă în necaz. Păi și am zis, păi dar nu părem niște nebuni dacă ne bucurăm în ecaz? Că dacă ea spune la unul din lume că eu mă bucur că iau palme și că am fost cuipat, bă, la zice, ce cu tine, mă, omule? Trezește-te! Dar Biblia spune așa, în Roman 5, de la 3 la 4, e un verset extraordinar, extraordinar, că vreau să-l citim împreună. Ba mai mult, Roman 5, 3 la 4, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în... Stați puțin, împreună înseamnă și cei de la balcon. Deci voi nu stați pe telefon și vizionați cu noi spunem versete biblice, dragii mei. Suntem împreună ca biserică și ei de acolo și ei de acolo. Citim din nou. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în... Că știm că necazul aduce, răbdare, aduce în încercare. Iar biruința aceasta aduce nădejde. Bă, Sani, parcă aș vrea direct să trec la nădejde. Și eu. Dar uite care e circuitul. Te bucuri necaz, Că apeți răbdare. Răbdare aduce biruință în încer și biruința în încercare aduce vezi circuitul. <rele> Doamne, dă-mi nădejde! mea. mea, amin! N-am nădejde. Păi te-ai bucurat în necaz. Dragii mei, dacă vrem să fim un șoc pentru lumea din jurul nostru, trebuie să începem să trăim Scriptura. Eu mi-aduc aminte când bătrânii îmi povesteau de vremuri, când erau arestați și bătuți de comuniști, să bucurau. Mi-aduc aminte o poveste al unui erou, al credinței de aici, din Oradea, de la dumneavoastră, acum și de la noi, parțial, să zic așa, care a venit securitatea și zice că acest om al lui Dumnezeu, fratele tău, mi-a spus povestea, avea tot timpul un, un platou gol la masă pentru că l aștepta pe Domnul. Și când a venit securitatea s l bată, au intrat peste el Ce zice, uite, are o farfie goală, sigur l așteaptă pe nu știu care. Și ăsta i -a invitat la masă, i-a servit, să bucura un mai primea câte un capac, mai primea câte un jurător, el tăcea, îl lăuda pe Domnul. Dacă vrei să dai lumii din jurul tău un șoc, poartă-te ca un om ceresc. Degeaba vii cu texte, degeaba vii cu psihologii, psihologiile nu schimbă pe oameni, știți și voi că psihologiile și toate aceste înțelepciune omenească are acolo un rol. Dar dacă vrei să-i dai un șoc la unul, poartă-te ca un om ceresc. Poartă-te ca un om ceresc. V-aș da un exemplu din viața personală, dar probabil nu e indicat. Dar l-avem pe Pavel, omul ceresc, care atunci când era bătut, ce spunea? El binecuvânta. Când era blestemat, se ruga. Haideți să fim oamenii cerești, să ne bucurăm în această nădejde. Roman 12 cu 12, îmi place acest verset și vreau să-l luăm. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz. Bucură-te în nădejde. Eu cred că unii dintre noi am uitat să ne mai bucurăm, sincer. Mă uitam dimineața așa când am intrat, unii sunteți așa de triști, parcă anii așa cumva au venit peste noi și parcă ne-au furat bucuria. Mi-aduc aminte că un, un, un lucrător creștin, un pastor, la un moment dat călătorea cu trenul dintr-o parte în alta să predice după masă în altă biserică și nu știu dacă nu era chiar Lloyd Jones sau C.S. lui, nu știu unul dintre ei, și li s-a furat portofelul. Și când a ajuns în stația de, metrou metro acolo, cum călătorea cu trenul ăsta de suprafață în Londra, zice, Doamne, mi-au furat portofelul. Și Domnul l-a întrebat, dar ți-au furat și nădejdea? Și atunci, imediat, și a revenit. Doamne, slăviți să fie numele. Nu mi-a furat și nădejdea. Am o nădejde vie. Am o nădejde vie care nu înșeală, amin? Și care vine. Bucurați-vă în nădejde, bucurați-vă în nădejde. Roman 5 de la 1 la 2, deci fiindcă suntem socotiți neprihniți prin credință, nu prin cod vestimentat. amin? N-am auzit aminul ăsta, frate păstor Tibi. Nu am auzit așa un amin convingător. Mai citim o dată. Deci fiindcă suntem socotiți de prin... Mai încercăm o dată. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți, prin credință. O, oh, aleluia! Asta e o biserică trezită. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință, nu prin cod vestimentar, amin, am intrat în această stare de har. Noi suntem într-o stare de har în care suntem și ne bucurăm, citim împreună, în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Uite pentru ce mă bucur. Mi-a învățat odată un om al Dumnezeu să stănică. Dacă n-ai pentru ce să-i mulțumești Dumnezeu, îți dau trei lucruri pentru care să-i mulțumești non-stop și pentru totdeauna. Pentru că Biblia spune mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, oricând și pentru orice și pentru totdeauna. Care sunt? Psalmul 100. Domnul e bun, îndurarea Lui ține în veac și din generație în generație. Și îi mulțumesc Lui Dumnezeu și de câte ori îi mulțumesc prin nădejde. Credeți-mă, prin nădejde, prin nădejde. Da? Primul lucru este să ne punem nădejdea, să ne dezbrăcăm de lume, să ne punem nădejdea pe cer. Al doilea, să ne bucurăm în nădejde. Și al treilea lucru este să perseverăm în nădejde. Din când în când trebuie să ții -ți de nădejde, pentru că lumea vrea să-ți o fure. Diavolul vrea să-ți o fure, diavolul nu poate să-ți fure nădejdea, dar vine la tine cu o minciunică, să o pune în minte și tu singur pui nădejdea deoparte și te duci după lucruri care nu există, după himere. Biblia spune că Iubirea de bani -l -l, da? e rădăcina tuturor lucrurilor, da? E o patimă și unii care s-au dus după ea au rătăcit. S-au dus după o nădejde de șartă. Evrei 3 cu 6, dar Hristos este credincios ca fiu. Wow, ce cuvânt! Doamne, ajută-mă să fiu credincios ca fiu. Pentru casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu suntem noi. Dacă, citim împreună, păstrăm până la și încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Iată că trebuie să păstrezi până la sfârșit această nădejde. Trebuie să te ții de ea, trebuie să nu o pierzi. îi spune Pavel Timotei, apucă nădejdea vieții veșnice, apucă viața veșnică, Timotei. Ține de ea, nu-i da drumul, ceea ce ai mai scump, relația cu Isus Hristos. Eu am ajuns la o concluzie, dacă încep anul și ajung la sfârșitul anului fără să-L pierd pe Hristos, dar am pierdut multe alte lucruri, n-am pierdut nimic. Îți bogat, spune Pavel. Îl am pe Domnul. 1 Ioan 3 de la 2 la 3. unul Ioan 3, 1 Ioan 3 de la 2 la 3. Prea acum suntem copii ai Lui și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Citim împreună. Oricine are nădejdea în el se curățește după cum el este curat. Tu vezi că nădejdea asta are și factor de igienizare, să-i spunem așa? Ea te curățește. Când vin gândurile rele, când vin contaminările sufletului tău, când vine să-ți contamineze cugetul, această nădejde, dacă tu te ții de ea, te ții de ea și perseverezi în ea, ea te curățește și îți dă energia, îți dă forța să mergi înainte. Dragul meu, nu e o glumă. Diavolul vrea creștini fără nădejde în biserică. Diavolul vrea biserici moarte. Mi-aduc aminte că un pastor sărac a ajuns la disperare. Pentru că biserica lui nu mai era o biserică vie și într-o dimineață oamenii s-au crucit aproape și au făcut cruce. Aproape. În sensul la românesc. S-au mirat că la intrare a pus pastorul un afiș. Biserica asta se va trezi sau va muri. Și toți când au văzut afișul, ce s-a întâmplat cu pastorul nostru? Mă, nu știu ce, o fi avut vreo revelație nouă. Dar nu ne zice Biblia, fiți treji! Nu zice fiți adormiți, fiți plictisiți. În ce Biblia ai citit să spune Biblia, fii plictisit, fii adormit, stai liniște, dormi în lumină, când noi mor în întuneric. Biblia spune fi treaz, fi vigilent, fii gata, stați gata, înarmați-vă. Are un mesaj activ. Doamne, îți mulțumesc pentru această nădejde. Coloseniul 1 cu 23, unul din cele mai importante versete din Coloseni. Negreșit! Dacă rămâneți și mai departe în și cine clintiți în credință, fără să vă abateți de la... Citim cu toată biserica, ned Și cei de la balcon. Împreună cu cei de la balcon. Dragii mei, voi înțelegeți că suntem schema la ună Deci Eu am înțeles că atunci când Domnul Hristos m-a trimis, nu pot și cu lumea și cu el. Eu am înțeles la 16 ani jumate exact mesajul ăsta. Nu pot să țin și de lume și de cer. Și de pământ și de cer. Trebuie să dau drumul la una, să apuc cu toată forța pe cealaltă. Nu știu dacă știți, dar când eram mai metitel, am făcut și lupte greco-romane. Pe lângă multe alte sporturi care le-am făcut, că eram o fire sportivă. Am făcut box, am făcut fotbal, am făcut karate, taekwondo și așa mai departe. Și peste tot am luat bătaie, să nu credeți că eram bun. Dar la lupte greco-romane am înțeles o chestie de la antrenor, că odată ce la apuc pe adversarul meu să nu-i mai dau drumul. Pentru că în momentul în care i-am dat drumul, va da el cu mine de pământ. Mi-a rupt, cum se spune, priza. Ați auzit de priză? așa Dumnezeu vrea să ai priză pe de aceasta vieții veșnice, să ții de ea. Mi-aduc aminte cum îl prindeam de centură și țineam cu toată forța, că știam că dacă îi dau drumul, e gata. Și odată i-am dat drumul și știți ce s-a întâmplat? Mi-a răsucit mâna și m-a întors și m-a ridicat cam la înălțimea asta, puțin, deci la înălțimea mea. Și când mi-a dat drumul jos, am simțit că mi-e plămânii prin mine. Efectiv, am stat inconștient. Și așa face diavolul de multe ori. Pentru că tu nu ții de nădejde și nu ții priza pe nădejdea lui Isus Hristos. Diavolul îți rupe priza pentru că încep să apuci și alte lucruri din viață pe lângă nădejde. ți cu o mână pe nădejde, aș vrea și lumea asta, aș vrea și asta, aș vrea. Și atunci diavolul se uite mă, ia și dă cu el de pământ. Și dă cu tine de pământ. Și stai acolo să învârte cerul și pământul cu tine și zici, Doamne, ce m-o lovit că nu-mi dau seama. Ultimul verset, Evrei 6 cu 11, aici la, la acest punct. Dorim însă ca fiecare dintre noi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Dragul meu, nu numai că e important să ajungi... Bine ai venit, Gioși! mai am un pic, dar e bine, ai venit. Stai, rămâi. Îmi place de și așa un om de sensibil. Dragul meu, diavolul știi ce vrea? Dacă poate să-ți fure nădejdea, unu. Doi, dacă poate să mergi cu jumate paharul. Dar Biblia spune să ajungi la capăt cu nădejdea de plină. Cu paharul plin. Nu cu paharul gol. Să ajungi, cum ești, frate, mă târăsc, sani, mai am puțin și trec linia de sosire. Dumnezeu vrea să treci linia de sosire ca un mai mult decât biruitor, că El ne poartă întotdeauna în carul Lui de biruință. Dragii mei, am spus trei lucruri până acum, care le avem de făcut, să ne punem toată nădejdea în harul care va veni, așa că nu mai are rost să ținem prea mult de viața asta. Știți ce mi-a vorbit odată Domnul? A zis, Sane, iubiți prea mult lumea asta. Și voi nu încă nu v-ați obișnuit cu gândul că o să plecați de aici. Și am zis, Doamne, e adevărat. Și știți ce? Am stat cu Adina de vorbă și am zis, Adina, trebuie să începem să ne obișnuim că suntem temporari aici. Și a, ia, la fel la zisanei, suntem temporari. Hai să ne bucurăm pentru fiecare zi, să trăim cu nădejde, să contaminăm pe câți mai mulți oameni cu, cu cerul, cu lumea care va veni, pentru că nu știm când vine clipa. De ce să trăim ca și cum n-am murit niciodată? Dragul meu, dacă nu vine Hristos, e probabil că unii dintre noi vom face cunoștință cu pământul. Dar știi ce? Vestea bună și nădejde, că într-o clipă, într-o clipeală, la strigătul unui arhanghel, el ne va ridica de acolo împreună cu el Amin? Cu toți cei care au dormit în așa Că încă nu ne-am obișnuit, ținem cu toți Dinții de viața asta Zicea el Moody, unul din oamenii care S-au întors peste 100 de milioane de, de, de Creștini, s-au întors prin el de Au devenit copii ai Domnului, spunea și toți vor să ajungă în cer Sau cei mai mulți, dar nimeni nu vrea să Aibă o minte cerească că trăiește pe pământ Vrei să ai o minte cerească? s am spus, puneți nădejdea în tot harul care va veni, ne spune Scriptura să ne punem nădejdea, să ne bucurăm în nădejde, să perseverăm în nădejde, dar mai e un, un, lucru care vreau să, să vi las. Hai să avem răbdare unii cu alții. Ia uitați ce spune în 2 Timotei 2, de la 24 la 26. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți. Eu aici m-am de învățat, vă spun sincer, mulțumesc de rugăciune. În stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului din care au, po au fost prins să-i facă voia. Vezi tu ce mai trebuie să avem? Pe lângă că trebuie să ne punem nădejdea în el, să ne bucurăm în nădejde, să perseverăm în nădejde, hai să fim răbdători cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar și unii cu alții. Amin? Hai să avem răbdare. Hai să avem răbdare. De multe ori, îmi place de Adina ce spune, zice, măi, am văzut persoane care sunt atât de, de, drăguțe cu, cu străinii, dar cu soții și cu soțiile lor și cu copiilor, îi ciupesc și, și, tot timpul îi mustră și tot timpul îi ceartă și tot timpul... Și mă gândeam, că tot am întrebat, asta, da, de ce ești așa bună cu mine? Te rog frumos să-mi spui, că nu înțeleg ce sunt... ce ți-a dat Dumnezeu vreo revelație nouă. De ce mulțumești atâta? De ce mă iubești atât? De ce atâta? Vii, mă, te rog, că nu înțeleg. Și a zis, pentru că slujba mea principală, chemarea mea principală, e omul ăsta din fața mea care se numește Sanii Trancă. Nu vreau să fiu mai drăguță cu alții decât cu tine, cum am văzut la alții. Dumnezeu, în primul rând, m-a pus să am răbdare cu tine. Să fiu blândă cu tine. Și credeți-mă, Adina excelează în asta. Eu vă spun, am de lucrat. Nu știu, poate noi, bărbații, suntem făcuți așa, din țărâna pământului, este mai cioturoși, nu știu. Dar bărbații știu despre ce vorbesc, dar avem de lucrat fraților, amin? Revin, puneți nădejdea în halul care va veni și trăiește cu entuziasm, așteaptă fericita nădejde. Hai să ne bucurăm în nădejde, hai să perseverăm în nădejde, să avem răbdare unii cu alții și aș vrea în concluzie să citesc două versete, dacă îmi permiteți unul dintre ele o să fie rugăciunea de final dar unul din versetele care m-a impactat enorm atunci când m-am întors la Dumnezeu de ce spun asta? Pentru că am mulți care s-au întors la Dumnezeu cu mine în generația mea și au căzut. Am mulți pe care îi știu care au fost odată lumină și vârfuri în Evanghelie și au căzut. Și când am citit pasajul ăsta, m-a responsabilizat, mă responsabilizează, îl iubesc, mulțumesc, Doamne, pentru Petru, mulțumesc, Duhului Sfânt, că i l-ai dat. 1 Petru 4, de la 1 la 2. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire că și cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Următorul verset. Pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, dragul meu, în vremea care îți mai rămâne ție și mie de trăit în trup, să nu mai trăim după poftele oamenilor. Media, Hollywood, totul glemură, totul mare. Nu, să trăim după voia lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-am spus odată de, de Maria, v-am povestit de, ea. de de sora Maria din Africa. Ați auzit ideea? Cineva aici? Am spus povestea aici? Vă spun în 20 de secunde. E o femeie care avea o viață bună în Germania. Probabil, nu mai știu sigur, dar cred că a fost inginer de meserie. Și la un moment dat a zis, știi ce? Am o viață bună aici, o viață prosperă, am o zonă de confort, dezvoltare personală, aș putea trece la următorul punct în carieră. Dar aleg să ascult de Dumnezeu și Dumnezeu a zis, Maria, dacă vrei să mă iubești, să mă slujești, mergi în Africa și slujește copii orfani. Și Maria asta a mers în Africa și de 30 de ani, din banii ei și din banii la câteva familii cu care se cunoaște, a trimis peste între 5 și 7 mii sau 17 mii de copii în facultate. I-a luat de la zero, de la grădiniță, le-a plătit grădinița, le-a plătit școala, le-a plătit liceul, i-a plătit facultatea și a pus pe traiectoria Evangheliei. Și Maria, n-ați fi știut de ea, pentru că nici eu n-aș fi știut dacă ucenica ei nu mi-ar fi spus povestea, că Maria n-are camerele de la vedere cu ea. N-are alianța evanghelică în spatele ei cu sponsorizări. Maria e o femeie simplă care a zis, din ce am, vreau să dau la cel orfan. Din nădejdea Evangheliei care o am eu, din nădejdea aceasta veșnică, Vreau să ajut pe cel care n-are tată și n-are mama. Și are 80 și ceva de ani și la un moment dat ucenica ei ne-a spus, Mama Maria, mai poți? Mai continui? Și i-a zis, zice, l-am întrebat pe domnul Angelica, l-am întrebat pe domnul, Doamne, în engleză sunt foarte interesat, shall I retire, adică să-mi dau demisia, să mă pensionez? Și domnul a zis, nu, don't retire, nu, nu-ți da demisia, refire. Adică continuă, înflăcărează, te mergi mai departe. Și a înțeles că Dumnezeu vrea acolo până la finalul cursei ei. O wow, au, ce exemplu. Vreau să fiu așa o persoană ca Maria. Dragul meu, să nu mai treci după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm pentru că o să citim rugăciunea de final care o facem împreună. Este în Efeseni, capitolul 1. Aș vrea să o citim împreună. 1 cu 17 și 18. Și mă rog, ca Dumnezeul Domnului nostru, Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un Duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care e nădejdea chemării Lui, care e bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinț și care este față de noi credincioșii nemărginita putere, mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Dar vreau să mă rog încă o dată acest lucru, Doamne Dumnezeul nostru, Tatăl Slavei, dă-ne un duc de înțelepciune și descoperire în cunoașterea ta și luminează-ne ochii inimii ca să pricepem care e nădejdea chemării noastre, care e bogăția slavei moștenirii tale în Sfinț. Doamne, sunt atât de sărac fără Tine. Doamne, suntem atât de săraci fără Tine. Dar astăzi am înțeles că avem o nădejde vie, o nădejde care nu înșeală, un Dumnezeu al nădejdii, o nădejde care vine. Am înțeles că Scripturile ne dau nădejde și am înțeles că suntem chemați să ne punem nădejdea, toată nădejdea în El. Amin? Să ne bucurăm în nădejde, să perseverăm în nădejde și să avem răbdare unii cu alții. Pentru că tot Pavel spune, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos mă simt îndemnat să mai citesc un verset. Un verset care de multe ori mă face să plâng pentru că aș vrea să pot să spun și eu așa la final. 2 Timotei 4 6 și 7 Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Pavel știa că nu mai are mult. Și spune lui Timotei așa, în trei fraze scurte, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Dragul meu, dacă avem ceva de învățat de la Pavel, mai mult decât la, decât la orice alt apostol, el a fost un apostol al nădejdii. Hai să luăm o decizie în după masa asta, în dimineața asta, de fapt că e dimineața de aproape prânz. Să trăim cu nădejde. Să lăsăm nădejdea vie să ne înflăcăreze, să ne motiveze, să o așteptăm că vine. Și să nu mai ținem cu toată puterea de pământ Ci să prindem cu toată puterea de nădejdea viitoare Că Cel este bun și în veac ține îndurarea Lui